Pompierii Selejene au fost solicitați de urgență în noaptea de miercuri spre joi pentru a stinge un incendiu izbucnit în gospodăria unor locatari din Lompirt. Liniștea unor gospodari din localitatea Lompirt a fost tulburată miez de noapte și asta după ce bucătăria le-a luat foc. Evenimentul s-a petrecut în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 2, la fața locului intervenind un echipaj de la detașamentul de pompieri Zalău, dar și un echipaj al serviciului voluntar pentru situații de urgență Sărmășag. Potrivit reprezentanților ISU Sălaj, cauza probabilă de incendiu a fost lăsarea nesupravegheată a unui aparat de gătit cu flacără. În incendiu a ars mobilierul din bucătărie, instalația electrică, dar și mai multe obiecte electrocasnice.